În premieră pentru România, Liga Tinerelor Socialdemocrate a organizat o dezbatere punând în discuție o temă provocatoare: femeia la început de drum, carieră și familie. Evenimentul a avut loc marți, 16 februarie, la sediul PSD din Satu Mare. Partidul Tinerelor Socialdemocrate începe schimbarea în politică punând în discuție condiția femeii aflată la început de drum în România și alegerile pe care o tânără trebuie să le facă între carieră și familie. Scopul principal al dezbaterilor propuse a constat în identificarea problemelor reale cu care se confruntă femeile atunci când sunt nevoite să împace în mod eficient viața de familie cu cea profesională. Organizarea ia în serios rolul său de deschizător de drumuri și trasează cu responsabilitate schimbarea clasei politice prin schimbarea mentalităților și practicilor partidelor politice. În acest context, primul pas pe care îl face TSD este să redefinească rolul, locul și aportul femeilor într-un partid și pe scena politică în general.